Tragedie pe șosea între Arad și Oradea. Un bărbat a murit și o femeie a fost grav rănită după ce s-au răsturnat cu mașina. Accidentul a avut loc în cursul nopții, însă mașina a fost descoperită abia câteva ore mai târziu. Accidentul s-a petrecut noaptea trecută în localitatea Chișineu-Criș, pe drumul de la Arad spre Oradea. Mașina în care s-au aflat cei doi s-a răsturnat în afara carosabilului, într-un canal fără apă, astfel că autoturismul a fost văzut de cei care treceau pe șosea abia în această dimineață. Elicopterul SMURD a ajuns la fața locului pentru că șoferul se afla în stare critică. Din păcate, însă, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva pe bărbat. Am constatat împreună cu medicii și asistența pacientului de elicopterul SMURD decesul conducătorului auto de sex masculin. Femeia a fost salvată conștientă. Femeia a fost transportată la UPU Arad pentru îngrijiri de specialitate după ce i s-a acordat primul ajutor la fața locului.